În județul călăraș a fost confirmat al cincilea caz de infecție neuroinvazivă de etiologie West Nile la un bărbat în vârstă de 61 de ani provenind din mediul urban. Menționăm că din cele cinci cazuri confirmate până la această dată în județul nostru, un caz a evoluat spre deces. Având în vedere că activitatea țânțarilor va continua, DSP Călăraș revine cu recomandarea fermă către autoritățile administrației publice locale să realizeze măsurile necesare de salubrizare și de dezinsecție în localități pentru a preveni răspândirea infecției cu virusul West Nile. Reamintim că infecția cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin înțepătura de țânțari. Nu există vaccin sau tratament antiviral specific.